Vai, Jacobo. Haideți să spuneți și pe ăla, hai. Ce faceți? Reparați? Da. Dar de-abia s-au făcut. Săptămâna trecută. Noi executăm ceea ce a spus și eu. Bun? Ce v-au zis? Să mă puneți înapoi? Orice produs în România, din punct de vedere, vorbim aici de siguranță rutieră, de semnalizare rutieră, de ceea ce înseamnă un indicator auto, trebuie să corespundă normelor, specificațiilor tehnice și omologării de produs. Nu poți monta acum, așa cum credem noi sau crede cineva, un indicator de securitate rutieră, cam cum ne imaginăm noi, dacă e bun sau nu e bun. Ele sunt produse omologate, sunt aprobate și avizate de către Inspectoratul General al Poliției din România. Nu poți monta orice indicator așa cum ți se pare că ar fi corect sau n-ar fi corect. Din punct de vedere al realizării acestor hopuri, acestor ridicături pe domeniul public care ar fi limitatoare, calmatoare de viteză, sunt pe departe de a fi așa ceva. Din contră, trebuie să oprești și să treci peste el pornind cu viteza întâi de la 3 km la oră. Da? În condițiile în care, conform specificațiilor tehnice și omologării de produs unui astfel de indicator de semnalizare rutieră, nu trebuie să depășească maxim 7 cm, pornind de la 3 cm pe o lungime de 90 de cm cu un unghi de execuție de 15 grade, practic trebuie să limitezi viteza și să te atenționeze că te apropii de o trecere de pieton, de o intersecție sau de un loc periculos. Dumneavoastră ați făcut o interpelare și la poliție. Da, eu am făcut o interpelare și am cerut ajutorul poliției, serviciului rutier, pentru a avea un punct de vedere vis-a-vis de legalitatea acestor limitatoare de trafic, de calmatoare de viteză, de cum lor spune dumnealor, să vedem exact dacă corespund a fi un indicator rutier și a garanta siguranța rutieră pentru participanții la trafic. Nu a crea disconfort, nemulțumiri și din contră poate produce accidente în momentul în care lovești un astfel de
ridicare de asfalt să-ți arunce mașina într-o altă direcție. Absolut. Dacă erau conforme și omologate ca și indicator, ca și element de siguranță rutieră, n-avea de ce să fie scoase, pentru că funcționează în toată lumea așa ceva.